Hai să vedem cine urmează. Păi urmează, Cosmin. Bună, Cosmin, bine ai venit la Mireasa. Uite, te rog, așează-te acolo lângă Viorel. Și așa mai cu forță. Cu entuziasm. De ce veneai așa? Așa venea Viorel. Așa venea Cosmin. Ai emoții? Da, este normal să am emoții. De ce? Că simți că o stânsori? Nu neapărat că simt, dar poate... Poate este, nu? Suntem pe da. Ok, hai să facem așa. Îl cunoaștem pe Cosmin, după care o să stăm de vorbă cu el. Cosmin Munteanu, am 22 de ani și sunt din Focșani. Am 1,78 și cântăresc 80 de kilograme. Am terminat liceul economic, am luat bacul și am preferat să nu merg la o facultate, deoarece la momentul acela nu aveam o anumită înclinație. Părinții mei m-au ajutat cu bănuți până m-am gândit să plec la tatăl meu în Italia, care muncea în construcție. Am reușit să stau acolo o lună cu el și apoi a trebuit să plec pentru că a venit pandemia. Eu îl ajutam. Îi dădeam la mână ce-i trebuia, materiale. El încerca să mă învețe, nu neapărat ca să continui eu în domeniul acesta. Probabil nu și-ar fi dorit asta pentru mine, dar mi-a spus că viața e bine să știi orice să faci. Mi-aș dori să plec în afară, să strâng niște bănuți și să mă întorc cu o idee de business acasă. Sunt o persoană simplă și sinceră, cu mici defecte, foarte emotiv. Nu mă simt sigur când mă aflu într-un loc nou. Poate îmi trebuie o perioadă de acomodare. Cum își vede Cosmin partenera de viață? Viitoarea mea soție mi-ar plăcea să fie de religia mea creștin-ortodoxă și să împărtășim aceleași pasiuni. Nu aș vrea să fie mai înaltă ca mine. M-aș simți un pic inferior. Aș accepta să fie maxim de mai mare, pentru că, din punctul meu de vedere, fetele caută și băieți mai maturi. Îmi plac fetele brunete, cu ochii căprui. Nu vreau să fac discriminări, pentru că fiecare om este așa cum l-a lăsat Dumnezeu, dar mi-ar plăcea să fie de o talie medie, cu forme normale. Da, cu forme. În copilărie, părinții lui Cosmin s-au separat. Mama și tatăl meu s-au despărțit când eu aveam vârsta de 2 ani. Și ulterior, eu am crescut cu bunicii, din partea mamei, până pe la 8 ani. Și apoi cu mama mea și cu sora mea împreună, până s-a mutat ea la București, la facultate. Părinții mei nu au mai discutat de când s-au despărțit câțiva ani, că fiecare și-a refăcut viața. Situația aceasta mă putea afecta mai mult dacă se întâmpla când eu eram mai mare și conștientizam anumite lucruri. Totuși, crescând și văzând alți prieteni, alți copii în alte familii, m-am simțit un pic singur, pentru că tatăl meu nu era alături fizic de mine. Am început să vorbim foarte mult când eu am mai crescut. Mă suna fiecare lună să știe de mine și de sora mea. Pe lângă faptul că mi-este tată, mi-este și un foarte bun prieten care mă poate asculta și sfătui cel mai bine. M-a încurajat să vin la Mireasa. Când i-am spus, a fost foarte încântat și mi-a spus să încerc, pentru că este o oportunitate nouă. Susținerea familiei este esențială pentru Cosmin. Mama, mătușa și sora mea s-au gândit că eu voi putea găsi jumătatea la această emisiune. Punctul mamei de vedere în alegerile pe care le fac este important, deoarece pentru mine mama este persoana care nu mă va dezamăgi niciodată. Îmi vrea binele și la vârsta ei cred că a trecut prin multe și cunoaște anumite tipologii de fete care ar fi mai potrivite sau mai puțin potrivite pentru mine. Este o persoană foarte impulsivă și hotărâtă. În general, deciziile pe care le ia nu sunt împotriva. Este Cosmin pregătit pentru căsătorie? Voi afla dacă sunt pregătit, pentru că încă trebuie să-mi așez niște gânduri în cap, care sunt foarte serioase. Sunt un tip care se gândește foarte mult și analizează foarte mult situații. Mi-ar plăcea ca înainte de căsătorie să cunosc foarte bine fata de lângă mine și să fiu 100% sigur că este ceea ce îmi trebuie. Despre trecutul sentimental ne-a mărturisit. Cea mai serioasă și lungă relația mea a fost și prima, cu o fată cu care am stat de aproape 2 ani de zile. Iar după nu m-a
m-am simțit pregătit să mai fac acest lucru, deoarece nu am găsit persoana potrivită. Am mai avut relații, dar nu foarte lungi și mereu am cunoscut tipologii noi de fete. Majoritatea a vrut ca eu să fiu mai deschis față de ele. Poate am fost și eu o persoană mai dificilă. Cred că fenomenul Mireasa îmi poate schimba viața mea. Când ai trei femei hotărâte în viața ta, adică mama, mătușa și sora, ce se întâmplă, a ajuns la Mireasa, nu-i așa, Cosmin? Da, chiar așa a fost. Dar zi-mi, cum a fost? S-a făcut consiliul de familie? Nu, a fost totul pe repede înainte, în sensul în care m-au și înscris, m-au și sunat și... Te-au și întrebat sau? M-au doar și te-ai întrebat... trezit sunat de către colegii mei? Doar prima oară m-au sunat să mă întrebe și după a fost mai mult decizia lor. Hai. Mă și mama ce spune? Ce noră și-ar dori? Mama și-ar dori o noră pe placul meu, în primul rând. Adică nu cred că dacă ar fi vreo fată să nu-i placă ei, m-ar descuraja. Uh-huh. Dar în ochii ei la fel, ar trebui să fie o fată cu minte și la locul ei, când acum într-adevăr contează. Acum te-aș treba să definești cu minte ce să nu fi făcut? Păi referitor la băieți, adică să nu... Nu știu, să nu mă înșele sau... Ei, ce simplu, știi, că afli tot. E fetele care vin la Mireasa și băieții. Nu puteți să ascundeți, că ați văzut ce se întâmplă. Cred că v-ați mai uitat și la alte sezoane. Dom'le, și să ai un secret. Micii Sherlock Holmes, telespectatorii emisiunii, fanii emisiunii, descoperă tot. Descoperă tot. De altfel, cred că mulți dintre concurenți au spus că acesta este motivul pentru care au ales Mireasa, că măcar știu sigur că dacă e ceva să afle, află și aia e. Nu au surprize după aceea. Clar. Bun, Cosmin, îți doresc să fie ce trebuie participarea la emisiune și să pleci acasă cu soție și mama cu onoră. Mulțumesc frumos!